Bună dimineața, vă urez și eu bun venit tuturor la ediția din acest an a micului dejun cu rugăciune. Sunt senatorul Titus Corlățean și sunt membru al grupului creștin de rugăciune al Parlamentului României. Astăzi am deosebit de onoranta misiune să introduc un distins invitat, vorbitorul principal al micului dejun cu rugăciune din această dimineață. Înainte însă de acest lucru, ca și colegii mei, doresc să rostesc câteva cuvinte legate de tema principală a acestui an, valorile identitare europene. S-a spus pe bună dreptate mai devreme că identitatea noastră este o identitate deopotrivă românească și creștină. Și este important să afirmăm cu orice prilej acest lucru. În egală măsură, suntem parte a societății europene. E un lucru la care noi am ținut foarte mult. Am dorit să revenim în familia europeană, de acolo unde vitregiile istoriei ne-au scos, cel puțin pentru un ciclu, fără ca cineva să-i întrebe pe români. Și am reușit acest lucru cu foarte multă muncă, cu eforturi, cu sacrificii și a fost important pentru noi să revenim acolo de unde, de fapt, noi facem parte, prin rădăcinile profunde ale identității românești și creștine. Trăim însă într-o societate europeană care are valențe pozitive, valori extraordinare democratice, dar care astăzi ne pune și în fața unor provocări. Și este bine, am mai spus-o și cu alte prilejuri, o spun și astăzi, să nu uităm două lucruri. Așa este, fundamentul Europei după cel de-al doilea război mondial a fost creștin, după război, mai ales pentru zona liberă, democratică, care a rămas dincolo de zidul Berlinului și pe un plan mai larg pentru proiectul european unit. Societatea europeană de astăzi însă s-a transformat, parțial a evoluat, parțial a involuat, pentru că setul de valori este un set de valori care cunoaște și transformări și nu toate sunt într-o direcție care să corespundă identității noastre europene și românești creștine. Și este bine întotdeauna să realizăm acest lucru. Astăzi noi ducem o luptă pentru valorile fundamentale în care noi credem, pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului și este o luptă, inclusiv aici în țară, în România, pentru a prezerva și, dacă se poate, pentru a consolida identitatea noastră creștină. Această luptă se duce, după cum știți, pe diferite paliere în societate, prin intermediul cultelor religioase creștine, al slujitorilor Domnului, în plan universitar, academic, științific și în plan politic, bineînțeles. Și aici voiam să ajung. Noi în Parlamentul României ducem o tradiție foarte frumoasă mai departe a grupului parlamentar creștin de rugăciune. Ducem bătălii politice și legislative, nu întotdeauna ne este simplu, dar ca să încep cu Senatul, pentru că sunt senator, același lucru este valabil și pentru Camera Deputaților. Am știut, în ce privește circuitul legislativ, să câștigăm acele bătălii esențiale care trebuiau câștigate, cel puțin la nivelul nostru al Parlamentului, dacă ar fi să mă refer la referendumul pentru familia fundamentată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, și am știut să stopăm acele evoluții legislative care contraveneau, cel puțin până acum, identității noastre creștine și valorilor în care credem. Și din acest punct de vedere, grupul creștin de rugăciune, dincolo de lucrurile care în mod firesc și democratic ne separă ideologic, este important. Și am să vă rog, în tot ceea ce veți face de acum înainte, să ne susțineți. Să-i susțineți pe parlamentarii, senatori, deputați din diferitele grupuri politice, să facă împreună, în mod unitar și cu acea măsură a credinței pe care
nu doar astăzi trebuie să o demonstrăm, ci în fiecare zi prin ceea ce facem, în ceea ce este esențial să reușim să facem împreună. Pentru că toată slava și gloria sunt ale lui Dumnezeu, nu ale oamenilor, am să fac un lucru totuși, fără să nominalizez. Vreau să invit colegele și colegii care sunt membri ai grupului parlamentar creștin de rugăciune și care unii au fost aseară, astăzi în sală, să se ridice în picioare, să-i vedeți și să-i încurajăm să-i aplaudăm. Îi rog pe colegi să se ridice. Vă mulțumesc! Pentru că, și cu asta voi încheia prima parte a introducerii, credința fără fapte este o credință moartă. Noi, cei care suntem în Parlamentul României, în alta ierarhie, dar și cei care sunt simpli membri, cei care sunt mai ales în grupul creștin de rugăciune, dar ne dorim și ceilalți să nu uite ceea ce spunem astăzi și să nu uite valorile pe care le afirmăm. Și este bine să le și punem în practică.